Hai, părinte, ușor, ușor. Măi, oameni buni, v-am chemat azi aici să vă spun că în ultima vreme nu prea mă simt bine. Dar ce-ai pățit, părinte? Mă simt așa slăbit. Nu am poftă de mâncare. Ei, lasă, părinte, că nu trebuie să ai poftă de mâncare. E important să ai poftă de băut. Aia tot și contează. Da, ce mitic! Da. Mă tem că nu o să pot să ne slujba de duminică. Vai, cum mai dorm eu la noapte? Mitică, îngetează. Mergeți acasă și rugați-vă pentru sănătatea mea. Ei, păi, dar și-ai văzut drac moarte? Cred că nu mai apuc ziua de mâine. Da, Doamne! Și-ai să mie mă împărăl! Să ne înveseli din bițel! Da, 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 da. Păi, Ioane, dar tu ai venit cam târziu, noi deja ne-am făcut încălzire. Păi, Ioane, am să spun că aici ai de-a face cu profesioniști. Și faptul că ai venit deja prea târziu, n-avem și discuta. Dacă vrei să bei, stai la rând. Ae? V-ați așa veste? E? A murit popa. Stai, Faurică, că nu o să știe sigur! Sigur-i? Așa se spunește. Hai, ușor, ușor, că vă duceți și voi acuș. Doamne, iartă-mă. Azi e plină lista. Dascăle, dascăle! E adevărat, a murit popa! O muri și popa. Hai. Ușor, mamai, ușor, ușor. Uitați-le! Bă, Cornelia, adevărată e! A murit popa! Iorelia, ai auzit? Ce s-a auzit? Tu-ai spus, Dascălu, mă, înainte că a murit popa! Cum e, de-abia cu ați auzit? Da, dar cum a murit? A, nu știți, vă zic eu, era cel mai mare drojdiere, campion era la băuturi. Popa? Da, e popa. Păi tu și cu Cornel, știți mici copii pe lângă ăsta, la cum tu litrăjea ăsta cu băutura, făi, mam. Și o dată în darul băuturii și... s-a dus. O murit! Murit? Și din ce cauză? Din cauza muncii, Faurică. Că popa muncea la biserică, săracul, se gândea numai la noi și se lăsa pe el. Muncă peste muncă. Și să-ți mai spun ceva, să-ți intri bine în cap. Munca pentru bărbat nu-i bună. Da, că noi ca oameni suntem mai sensibili așa, da? Da, noi sensibili. Păi nu cumva au murit din cauza băuturii? Nu, fă, Doamne ferește, dar... De unde ai auzut tu prostia asta? Hai să spun ceva. Băutura, din potrivă, este bună pentru sângele corpului organismului. Tu știi și bine șirculă, fă? Și foarte bună pentru ten. Uite bine arată, Cornel. Uite. Săracul pop! Ai venit, zânul meu. Credeam că ai pățit ceva. Fa, Maria, am două vești pentru tine. Le știu deja, Ioanii. Cum, fă, așa rapid s-a dus vestea și eu care am scos fiu primul care îți zice. Da. Vestea bună e că ai crăpat deja lemnile și vestea proastă e că trebuie să-l duci în casă. Nu, fa, fii atent. Vestea bună e că a murit popa. Ai, du-te. Și care e vestea proastă? Vestea proastă, fa, e că avem frigiderul prea mic. Ce treabă are asta? Păi, fă, Mariu, să fii praznicul la popă, fă. O să fie o tonă de mâncare acolo, tu-ți dai seama? Unii băgăm noi toată mâncarea aia în frigiderul nostru mic. Măi, Ioani, dar oare cum a murit ai? Se zvonește prin sat că cică ar fi murit de bătrâneții. Dar eu nu cred că asta e cauza principală. De ce crezi că nu a mai ținut el slujba duminică? Juca la păcăneli. Era stresat. Stresul l-a omorât. Ioane, câtă treabă mi-ai dat azi, hai că mă duc, am de bârfit. Du-te, du-te. Uita de lemne!
Oare să-mi cumpăr un frigider mai mare? Aurico! Aurico, unde ești, bă? Bă, unde ești, Aurico? Ce faci, bă, Aurico, ai aflat? Da, fă, Maria, am aflat. A murit din cauza muncii. Și din cauza muncii, fă? Mie mi-a zis Ion că a murit, că avea datorii și era stresat. Mie mitică mi-a zis că a murit din cauza muncii. Nu mai asculta, fă, tăti prostiile astea cum îs la știrile astea cu fake news-uri. De azi a murit și mâine cântă mortul. Sigur a fost asasinat. Zici? Da, fă, da. Tu știi că-s dușmani în jurul nostru și să dau prieteni? Sigur a vrut să scape de el și i-a pus ceva, o travă prin băutură. Doamne, ce oameni răi! Dar stau așa și mă gândesc, sigur a fost împușcat, fă. De unde știi? Că știu! Sigur a stat pe deal acolo, la noi, a pus ținta pe el și puc, l-a împușcat. Da. Dar cine? Cine ce? Cine-i lunetist? Dar de unde să știu? Gata, știu! Știu cine l-a omorât pe popă! Cine, fă? Păi ce-am zis eu mai devreme? Lunetist! Nu, fă, la începutul discuției am zis și citez. Tu știi câți dușmani îs printre noi și să dau prieteni? Am aflat cine l-a omorât pe popă. Dar ce, popa a fost omorât? A murit de băutură, nu? Bă, Cornelă, de muncă. De muncă, da. De muncă a murit. Nu, ei, nu, astea-s fake news-uri. Că și Ion zice că a murit de stresat ce era. Păi și atunci cine l-a omorât? Dascălu. Nu o să te alegem pe tine ca pop. Mă ieșet Fancuț, bă. Aci, păi și rabă. Fancuț, vă-l tu ca la salon. Așa nu-ți place? Băi, Viorelii. La noi în sat nu mai este popă și știi ce m-am gândit? Să acționăm și noi acum, cât e locul liber. Așa că să fii tu nouă popă. Eu popă, Fancuțu? Eu mă ocup cu afaceri, telefoane, ciordeală, trafic de pateu, chiar și cu amenințări. Și care o fi problema? Că și popa Vasile la fel s-o ocupa. Fancuțu, eu te înțeleg, tu vrei să faci în bani. Dar totuși aici cred că ai nevoie de o persoană de asta credincioasă, cum se spune, cu har. Ce har, Viorele? Zi-mi tu un pop acum care are har. Tot credincioșul care eu mai fi fost s-au dus în munță să roage. Acum au rămas aici numai boșii ăștia care vor să facă banul. Și tu te-ai potrivit perfect. Zici tu că am eu față de popă? Ai stofă de popă, Viorele. Nu mai da! Bă, Cornel! De? L-ai legat bine pe dascăl? Da, băi, l-am legat de mânci de pișoare când se leagă șoareci. Cornele! De? Dar dacă o să-i fii însăti, i-ai lăsat apă? De? Și mâncarea? E, și mâncarea-i de fă? Borșei. A, borș. E bu. Da, fă, i-am lăsat mâncare, apă și bătaie. Păi, mitică. Dar oare bine că îl ținem pe dascăl legat la noi în pod? Mai bine legat la noi în pot decât să facă pușcărie. N-ar fi trebuit să-i dăm mai jos la gură să auzăm și povestea lui? Nu fă că ăsta zice minciuni mai mari ca el. Păi stai o leacă, stai că eu m-am mai gândit la un lucru. Dacă noi îl ținem legat la gură, el cum mănâncă? La asta nu m-am gândit. Păi, eu nu mai urc în pot. Nu-i bună, nu-i bună asta. Ei, Ioan, nu-i bun plânsul ăsta.
Hai să încercăm unul dramatic. Hai să începem unul dramatic. Da. O să sperii toate babile de acolo și o să zic că nu știi să plângi. Da, o sunat oribil. Hai să încercăm un plâns vesel. Încercăm un plâns vesel. Hai că poți. Ce face Ioani? Dar ce să fac, fa? Îmi exersez plânsul pentru mormântare. Să exersezi plânsul? Dacă îți vine a plânge, plângi cum îți vine. Păi nu, fa, tu n-ai văzut bocitoarele alea când ajung la mormântare? Păi când încep alea odată să plângă, păi licrez. Așa vreau și eu să am un plâns mai teatral, să nu-și dea lumea de acolo seama că mie nu-mi pas. Păi, Ioani, știi la ce m-am gândit eu? Dacă tot a murit popa ăsta a nostru, fă-te tu popă ai. Eu popă? De, înalt ești, bărbos ești, la aspectul e bine, dar la partea tehnică stai tu mai prost. Adică la partea tehnică? Adică la gestionarea banilor, Ioani. Dar lasă, nu-ți fă tu griji pe partea asta, că mă ocup eu de fiecare leu lăsat în cutia Milei. Da, fa Marida, eu nu știu să mint. Lasă, Ioani, că nu-i greu, știi și tu replicile popii. Doamne ajută la toată lumea, donați pentru clopot, sunt copchine căjăți care așteaptă ajutorul vostru și gata. Lumea te crede, donează bani și banii vin la caserii. Adică la caserii? Adică la mine, Ioani, la contabila Maria Târcolese. Ui, așa și mă gândeam, dacă tot noi avem pop în sat, oare și nu o să fie? Stai niște tăi, Cornel, că să găsești unul. Păi nu știu ce să zică. În satul ăsta uitat de lume, păi o să ajungem să ne îngropăm singuri, crede-mă. Băi, Cornel, mai bine ne îngropăm singuri, pentru că ți-o spun drept. Ăștia stă în stare să nu ne mai îngroape ei, dacă n-ai bănuțul. Băi, știi ce mă gândeam eu? Hai să fii tu popă! Cine e, Cornel? Eu popă? Da, mă, dă șeari! Băi, n-am mai fost la biserică când m-am născut, ei. Păi, Michică, eu nu pot să gătesc. Dar de ce fă? Să tot zbate dascălul acolo în pod și nu poți să tai salata. Eu cred că nu mai are aer. Da, să fă aurică aici. Uite și mă gândeam, că tot nu mai este pop în sat, cine e cel mai bun pentru această meserie? Bărbatul tău mitic, Peter! Cine-i Corneli Bețăvanul ăsta să fie popă? Păi, Corneli, eu cred că tu ai băut prea mult. Dar ce are, fă? Și popa Vasile era mai breaz? Bă, la bea și la biserică și acasă. Lasă-mă-i, Corneli, că popa nu bea la biserică. E cum fă nu băia la biserică, dar lingurița aia mică era pentru enoreaș și restul butoailor mari cu vin era pentru el acasă. Crede-mă, cel mai bun pentru această meserie e bărbatul tămitic. Plus de asta o să scăpați sărășii, ies bănuțul. Băi, Cornele, nu alegem noi acum popa la poartă la noi. Popa alege lumea, băi. Iar ca să fii popă trebuie să știi niște detalii. Da, poate nu având carte popa nostru. Pentru că ăsta avea papagal, vrăjală, l-a ajutat. Asta trebuie să ai. Tehnici. Păi tu, tiu, dar și crezi că popa ăla făcea ceva? Da, scolo, ăla știe atât, ăla făcea atât, ăla știi. Credim. Ăla știi. Ue, ai tăte șansele să devii popă. Îl avem pe dascăl. Faurică, dar chiar...
Viorele ascunde tatuajele când îi strâce afacerea. Oameni buni, a venit momentul să aflăm cine ia locul lui Popa Vasile. Stai așa, Oleac, dar nu trebuia să adunăm lumea ca să voteze cine să fie popă? Nu, fă, Marie. Noi cei de față hotărâm și după află poporul. Ca așa să facem politică și religie. Nu contează și votează lumea. Dar eu nu înțeleg de ce trebuie să hotărâm, când e foarte simplu, îl alegem pe părintele Viorel, că toată lumea va avea de câștigat. Eu nu sunt de acord cu părintele Viorel. Ăsta sigur o să bagi mâna în cutia Milei, așa că eu n-am încredere în el. Consider că cel mai bun pentru popă îi părintele Mitică. Ăsta e un om foarte sincer. Așa este, părintele Mitică are har. Poate să facă din struguri vin. Măi, vreți har? Uitați aici har. Ionă e cel mai cuminte și mai prostălan om pe care eu îl știu. Ăsta nu înjură, nu fură, nu păcătuiește, nu face nimic, stă și doarme în roaba aceea tot ziua. Deci nu poate să facă păcate. Lasă, fă, Mărie, că o să faci tu destul de păcate, dacă eu nu-i în stare. Da, fă, de acum hai să voteze toată lumea cu Mitică, dar cum să nu? Lasă și pe Iona, nu lasă cu Mitică, cel mai bun, cel mai bărbatul meu trebuie să fie popă. Ia gata, gata, hai să lăsăm preoții să vorbească. Aș dori să iau eu primul cuvântul. Ancuțo, ai sus? Te rog frumos, nu dă bine la oameni. M-am gândit foarte bine eu și știind că voi, consătenii noștri, vă este greu să vă treziți dimineața, m-am gândit să facem slujba online. Și tot eu m-am mai gândit tot așa trecător să vă ofer niște tablete gratis. Iar tabletele astea gratis, Cornele, nu se amanetează. Așa că ne vedem live. Dragă părinte Viorel, degeaba faci slujba online. Toți vor sta pe TikTok. Eu nu vă condiționez să veniți. Nu vă forțează nimeni să ajungeți la slujbă. Ba chiar vor fi unele zile când nici eu nu voi ajunge. Și în sfârșit, Aurico, vei avea și tu duminica liberă. Mitică, zi și tu ceva. Ce să zic, Faurică? Nu știu, dar eu sunt popă. Mă îngrește și tu lumea asta cu ceva. Da. Aș putea să vă spun că voi fi chiar un popă foarte bun. Dacă popa Vasile înainte vă dădea o linguriță de vin, ei bine, eu vă voi da câte o carafă la fiecare slujbă. Sunt susținut de oameni credincioși, de minunatul dascăl Cornel și de superba preoteasă Aurica. De, Doamne! Vreau să vă spun că voi n-aveți nicio șansă în fața mea, pentru că voi nu știți ce înseamnă o parohie. Dar ce, Mitică, știi tu? Recunosc, Marie, că nici eu nu știu ce înseamnă o parohie, dar avem un om foarte important alături de noi. Un om care ne va da toate informațiile cum să ajung ca popa Vasile. Dascăle Cornele, te rog frumos să mi-l aduci pe Neluțu. Neluțu, așa-i că mă vei ajuta să ajung ca popa Vasile? Așa-i că îmi vei da toate informațiile necesare să preiau toate atribuțiile părintelui popa Vasile? Așa reiese. Vreau să vă spun, dragi colegi, meseria asta nu-i de voi. Bravo, Mitică! Bravo! Sunt preoteasă!
Cum se face fabrica? Așa? Dă-i încoace să vede când ai fost dus la biserică. E foarte simplu, ții ăsta de aici și așa, de sus în jos și din stânga în dreapta. Poftim. Ui, dar care e rolul meu în afacerea asta? Rolul tău e foarte simplu, Cornelie. Tu ai dispus doar, dă, Doamne, ai înțeles? Bifat. Părintele Mitică! Ce aveți mai de gând să faceți? Am venit să te ridicăm la ceruri. Cum adică? Adică să-ți scoatem credința. Vai, măi Marida, vă vede el de sus și o să vă bată. Până să ne bată cel de sus, te batem noi pe tine, Mitică. Ce se întâmplă aici, măi? Ce-i puță mădascăle, măi, legat în halul ăsta, măi? Vai, părinte, ce bine că ai venit! Ce bine că m-ai salvat! Un via mortu! Popa Vasile nu e un sfânt! Popa nu a murit! Cum nu a murit? Păi chiar tu ai zis dascăle! Ei, am zis că a murit, dar nu Popa Vasile! Nici nu m-ați lăsat să vorbesc! Era Popa lui Ileana! Păi, părinte, dacă tu nu ai murit, unde ai fost până acum? Păi da, că ai zis că ți-a fost rău, nu? V-a mințit. S-a dat bolnav ca să ducă și el în concediu în Tenerife. Tragi dascăle din gură! Nu, măi, am fost într-un schit, măi, la munte, măi, și m-am rugat pentru voi, măi. Părinte! Am fost, măi, să ajung niște copii sărmani, măi. Părinte! Bine, măi, bine, dascălu are dreptate, măi. Am mințit, măi, am fost și eu în concediu în Tenerife, măi. Dar v-am mințit pentru că am vrut să plec singur fără preoteasă, măi. De asta v-am mințit. Hai, toată lumea la casa lui. Popa Vasile nu a murit. Hai, Fauric, sus.